în timpul nopții n-are voie, are nevoie de pocăință. Că Sfințul Părinți spune, cea mai înaltă din toate faptele bune e pocăința. Și prin pocăință Dumnezeu ne va ridica. Dar pocăința aceea dă rezultate, care are lacuri. Dacă eu, spune un Sfânt Părinte, zice că faptele bune, adică faptele bune, toate faptele bune sunt foarte bune, dar fără curăție a minții, egal cu nica. Fără curăție a minții. Și curățirea minții, așa este. Să nu vezi, adică când ești în creștere, să nu vezi, să auzi mai puțin, să vezi mai puțin și mai mult viață liniștită, că așa era pe la Sfinții Părinți. Când te duceai în mănăstire, dacă erai parte femeiască, te păzea să nu ai legături cu partea bărbătească. Și în chilii n-aveai voie să primești pe nimeni, tot, adică dacă ești maică, tot nu a pe maici. Călugări, la fel. Nu a, să prinească numai pe călugări în chilie. Și ei așa au crescut. Iar cu timpul, după și a sporit în viața asta duhovnicească, pe noi mai vată mai este, mărunțușul este. Dar pentru creștere, așa trebuie, din mărunțușuri, a ni păzi. Și ca să spun așa, mai vine cineva? Mi-ar zice să mă facă preot acum până la 30 de ani și eu nu l-aș asculta, eu n-aș fi liniștit, înțelegeți? Uite cum e. N-aș fi liniștit. Uite cum e. Ascultarea are mare însemnătate, dar nu ca să se facă preot sau diavol. Sau călugăr. Nu călugăr, e bun. Să se pocăiască direct de la treapta de preot. Nu, dar nu vreau, auziți, nu vreau să mă sedească nici la călugărie. Nu la... adică... E, uite ceva, la călugărie nici eu n-am scăpat. Da? O să așa, mă întreabă pe mine, ce ai venit în mănăstire? Am venit să mă mântuiesc. Dar n-ai venit să faci ascultare? Da. Dacă ai venit să faci ascultare, trebuie să-ți faci călugări. Și? Dar ai văzut că pe altă parte te întreabă, ce ai venit, frate, aici, la Sfântul Altar? Vreau viață pusnicească. Dar pe altă parte, te-a îndemnat altul. Da. Și acolo trebuie să spui minciuni. Eu, de bună voia mea, am venit. Da. Auzi, niște treburi ciușite care nu trebuie să spun. Da. Sunt de bună voie ai venit? De bună voie. Nu, așa, e spui așa, cam împins din spate. Da. Pentru a te face călugăr, să te faci. Poți asculta preun? Uite cum e. Dacă te faci călugăr, te mai ajută ceva. Când ai o șovăială cumva, atunci te mută coștii, băi, îți călugă. Poți idei, mai să mănesc. Faci fresta ca... Te duci în altă parte, iar mai tigane, arde satul, mă mută în altă. Dar dacă te ia mitropolitul, ce mai faci? Mitropolitul? Ca să spun așa, uite cum, să spun așa, dacă trebuie să ai somnul la bază, cât timp ești păcălit prin somn, nu te sfătuiesc să te faci deacon nici preot. Deci indiferent cine ar zice, mitropolit? Poți zici, nu. Dar ce înțelegeți prin păcălit prin somn? Păcălit, uite cum e. Vine diavolul și îți aduce unele figuri pământești, așa, ca să te atragă la este pământești. Că uite cum e. Că dacă e capit rugăciunea inimii, atunci Duhul Sfânt te-a luminat prin somn. Și știi că dormi, știi că te rogi și în timpul ăsta înșete a te ruga la Dumnezeu și nu te unești cu vicleșugurile diavolului. Și pe măsură și te nevoiești și alegi la Dumnezeu, pe atâta te ajută Duhul Sfânt și totodată îți descoperi acele persoane cu care iau chipurile.
Deci biruiește ispitele din somn, toate ispitele. Da, da. Asta eu vreau să spun așa. Odată s-a întâmplat, ca spun așa mai pe o înțeles, era cam când trebuia să vii preotul cu ajunul. Și eu de unele când vinea preotul cu ajunul, mă ceam în mănăstire, știi? Dar s-a întâmplat în iarna și au fost o mătmare și nu m-am putut duce. Așa, și dacă nu m-am putut duce, am pregătit ca să vii preotul. Și în loc să vii preotul, a venit diavolul. A luat chip de preot, ca să spun așa, și un cârd de copii, așa era diavol tăț. A venit la mine și a făcut un fel de felștani, așa, știi, unele rugăciuni, că pot fi, dar nu-i doare gura. Așa, ca să cred eu că e la Dumnezeu, videne așa. După aceea, ce să vezi? O plecat. Cu da, să era ziua sau noaptea? Pe noapte, nu ar vadă nimeni, numai eu să-l văd. Așa. Și eu mai zic câte o glumă, dar e adevărat. Și ce să vezi? Pe urmă, vine o fată, care am fost eu cândva biruit de patimă, adică eram pătimaș cu mintea. Și vine cu o mulțime de pomenci la mine. Și, ca să spun așa, și-am pățit. Vine cu un cârd de pomenci. Și am spus, deși nu le-ai dat lui părintele, cam au fost cu ajunul. Du-te repede și le duc. Nu, că am venit aici să le aduc. Și atunci, dacă Duhul Sfânt ne-a descoperit, am fost foarte conștient că dorm și am fost foarte conștient și ne-am dat seama. Și am zis așa, am zis în numele lui Hristos să fii legat. Și când am zis, am făcut semnul Sfintei Cruci, întâi am făcut semnul Sfintei Cruci pe față, una pe fața mea și asupra față aici am făcut. Și mereu Sfânta Cruci mereu și la mine, dar am căutat să-mi păzesc mintea, nu privi la ea. Și mereu. Și ce să vezi? A fost un diavol mascat. A luat chipul la acea persoană, așa, și eu ce-am făcut? I-am zis așa, pentru ce ai venit aici la mine? Așa. Și... Să Duhul cel Sfânt îți descoperi dicleșul vrășmașului. Așa. Și atunci l-a întrebat așa. A întrebat-o. De ce vine? Și-n ce-o trămas? Așa. Și o să așa. Deci eu am fost care am înșalat pe Adam și Eva și te-am înșalat și pe tine, te-am înșalat gânditor. M-a înșalat gânditor. Așa. Dar fiindcă, așa ne-a spus, că dar fiindcă m-ai legat, asti fac unii și lume mai multe, asti fac de râs. Eu însă așa, pe așa am făgăduit la Sfântul Altar. Că orice s-a întâmplat, trebuie să răd. Așa. Și, ce să vezi? El și-a luat masca, a dispărut masca de pe față, așa de femeie, și l-am văzut ca pe diavol. Și atunci s-a repezit asupra mea și am strigat, Maica Domnului, n-am mai zis Doamne Iisuse. Așa am putut zice, la Maica Domnului. Și pe urmă, dacă s-a repezit, că am observat un lucru. Dacă ești malatic și vrei să duci o viață duhovnicească, vei lua multe bătăi. Dacă ești malatic cu minte. Dacă ești agil cu minte, și zici mereu, Doamne Iisuse, cu multă smerenie, ei mai puțină bătăi. Și aici este diavol mascat. Și ce-au făcut când s-au repezat la sfinția voastră? Dar nu vă este frică, nu vă speriați? Păi nu, dar vine concurent. Dar îți dai seama, curent vin de lumină. E curent tare. Uleu! Dar nu vă este frică? Atunci au fost frică, da. Pe urmă au fugit, cu tot cu frică. Ați făcut cruci, nu? Și ați făcut? Da, am făcut cruci. Am făcut semnul Sfintei Cruci, m-am pus pe rugăciune și au fugit și frica și altă dată... Și cum s-a întâmplat când v-a făcut de rușine, cum spus, că vă face de rău? Ce să vezi? Am avut unele nacazuri, așa, cu unele, așa, nu mai spui pe larg, și au trebuit
că era cald din soare. Și m-am dus, m-a îndreptat cineva să mă duc la București, că acolo, așa. Și când m-am dus acolo, că ei început a mă dau încă, vă dau să mă căuta pe acasă, pe pisălocul, pe mănăstire, că au evlavie să întâlnească cu mine. Dar ei zicea că să mă închide, știi, făcea bășcării, zice că să mă închide ca să, că am nevoie de liniște, știi? Adică cum e? Ei nu au fost din o viață aceia, dar aceia nici, știi, aceia nici căuta răutate. Așa, și când m-am dus acolo, la persoane și ele am stat și m-am dus, trebuia să mă duc la patriarhie, la slujbă, că era spre duminică, așa. Și să vezi, acele persoane, ca să nu mă găsească autoritățile, m-au schimbat, m-au dus la baie și hainele mele le-au spalat tătii, ca de pe la drum, cum umblam eu, așa. Și mi-au pus, mi-au dat haine exact de cele scurte, așa, gâtar de cele, cum îi zice, cravată, știi? Da, mi-au pus la gât o bască în cap și ce să vezi? În noaptea aceea, diavolul mi-a spus, mi-a făcut critică, să știi că de mâna noastră n-a hâscat. Și unea și lume mai multă a stipat și de râs, pentru că deși am făcut gestul ăsta și l-am legat. S-a tulburat atât de tare, grozav diavolul. Dar ce sunte el când îl lege? Uite cum e, ca să spun mai clar și adevărat, când rânduiești bunul Dumnezeu și îl legi pe diavol, el atunci nu mai poate spune minciuni, spune numai adevărul. Iar cât timp nu-i legat, spune numai minciuni. Și îl poate lega oricine sau numai Sfântul leagă? Nu, Duhul Sfânt îl leagă, dar prin rugăciunea noastră. Dar nu oricând, când rânduiește bunul Dumnezeu. Dar oricine face rugăciune să leagă dracu? Nu, nu, cum e? Uite cum e, ca să spui mai clar. Dacă un preot îl leagă pe un drac? Dacă are smerenie, dacă are smerenie mult preotul, îl poate lega. Dar deci nu cum vrea el. Deci depinde de smerenia preotului și de voia lui Dumnezeu. A, pe nu, cum e? Duhul Sfânt lucrează și ajută pe măsură și cineva are smerenie și nu-i vinovat. Știi? Nu-i vinovat. Și mai mult și mai mult, atunci poate, când duci cineva viața de pocăință, Duhul Sfânt îl leagă pe diavol prin tine, prin om. Dar cât timp eu mănânc ghine și dorm ghine, Duhul Sfânt, ca să spun, se departe, nu, așa, și nu știam să zic. Era cu cravata la gât. Așa, când m-am trezit, le-am spus la persoane cele că, mergem la biserică și am spus așa, să știți că diavolul mi-a spus ca să mă facă de rușine unei și mai mulți. Așa, le-am spus o întâmplare care și-am pățit cu diavolul. Și ei m-au ascultat, că era credincioși cu frică Dumnezeu. Și când ieșim noi, noi mai vedem o căldărăriță neagră, parcă s-o jucau cu șaună, neagră. Așa. Și oi moldoveane măi, oi cășulatule măi, ai venit și tu la București, bată-te, bată. Dar am spus, dar dumneata de unde vii? Apoi eu vin și eu din Moldova și mă duc la Iași, că acolo am niște treburi de rezolvat. Eu ne-am dat seama, era pentru mine, că eu am trimis și la mitropolie, știi, ca să mă, adică să mă subțină cineva, că am avut presunțitul însă Antone, plămădeală, că am stat cu el, el era ca diacon, la era ca la Slatina. Și am zis că dacă el ține atâta la mine, poate mă ajută, pune un cuvânt. Nu ca să mă ajute cumva, măcar să mă cufunde. Că toți de aici din mănăstire, tot spunea câte un bolovan. Știi, ca să stau o leacă mai presat așa, știi?
Așa, așa au fost pentru păcatele mele. Și când m-am dus, așa, și ai văzut cum a început ară, și ei, când au văzut că țiganca aceea începe a mă bagiucuri și au vorbit urât de mine, de aia nu știu nimeni că mă duc la București. Dar nici mama, nici surorile mele, nu știu nimeni că, nici părință, nu știu nimeni. Numai Dumnezeu știu că mă duc. Că ei și-au făcut. M-au pus să-i scălesc, știi, că cineva din tot de-a lor, Dumnezeu lucrează și prin oameni. Chiar nu crede Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Ei, mă văs așa năcăjit, stai o leacă, i-au pus în niște articole, de niște care m-au costrâns. Când am avut un magnetofon, am avut, că de atunci nu era voie de umbla cu cuvântul Dumnezeu. Eu am crezut că au fost niște smâcă, dar nu, mă retrag, nu mai spun mai mult. Așa? Și vreau să spun așa. Diavolul atâta să luptă, nu cumva să te vadă că păzești mintea. De aici eu venit tulburarea diavolului. Cum vede că cauți să aduni mintea în rugăciune, cum să tulbură el? Și dacă eu fac rugăciune și mintea duce când la deal, când la vale, nu face nică cu el. Pot stau și singur. Nu, pot stau și între mulți. Nu face nică diavolul. E atunci tulbur când cauți să păzesc mintea și când vine un gând, zic mereu Doamne Iisuse și nu iau aminte la el. Și altă dată și-a făcut. M-am biruit, am mâncat niște fasole, nu și-am mai mâncat și totodată unii dăți nu prea lucrează stomacul în timpul nopții. Și am adormit cam sătul. Și ce să vezi? Dacă eu eram scos cu decretul, eram tăiat barba, așa, era ca un copil nebun. Așa. Și după ce am adormit, vine unii diavol, mă lușiri de astea de noapte. Vine și îmi spune porcării, întâi o luau glume ușoare. Că am și eu patima asta, am mai zis câte o glumă, dar ușoară, nu spurcate. Și el începea să spune vorbe urâte, că trebuie să mă însor, nu știu ce. Am spus, ia stați o leacă. Nu vei rușine la obraz, ne rușinați lor. Eu sunt călugăr, măi. Eu am făgăduit să știu călugăr și voi, mă. Și atunci am zis așa, în numele lui Hristos, să fiți legați tăți. Și așa a rămas, gurii cascate, nici unul nu mai nișca. Și vine, la un timp, da, eu cât am zis, cât am ținut așa legați, am căutat și mintea cât de adunată în rugăciuni. Și rugăciuni pe scurs cu multă smerenie, Doamne, nu m-a lăsat. Așa, și vine șeful lor. Și este el, da. De ce e legat? Da, de aici spun porcării. Da, mă spădic cu el. Ce spun porcării? Și uite ceva. E nu vine să te năcăjească, dar tu ești cu piscina. Am fost cu stomacul stătul. Ai văzut? Sau mintea adunată? Nu a fost mintea adunată. Și-mi presiete, adică dacă era mintea adunată, avea să zic Doamne Iisuse și ei nu mai spunea glume, nu mai se aproape de mine. Nu a fost mintea adunată. A fost minte îngreuiată de mâncare și întunicată. Auziți, dar mintea nu poate să fie luminată și cu stomacul plin? Uite cum e. Depinde dacă e un om bătrân sau firea nu-i luptată de pate, chiar de ieșătul, dar totodată mângâierea Duhului Sfânt, cum trebuie să o ai, nu o ai. Stomacul mai puțin, mai potrivit. Ați auzit că sunt persoane prin care vorbește diavolul, sunt foarte multe fete tinere, mai surori prin mănăstire acum, care vorbește diavolul prin ele. Și îți spune ce păcate ai făcut și cum te cheamă și de unde... Ai, nu mai este. Da, dar mi s-a întâmplat mie. Da. Și era una dintre ele care a spus că ar vrea să vină odată la sfinția voastră.
Nu, uite cum e. V-ați temit de ea s-o primit? Nu, uite cum e. În felul ăsta, eu meșteșug aici, uite cum e. Când te întâlnești cu o persoană de așa fel, n-o cărăști, că ea nu-i vinovată, diavolul, că totdeauna, când se întâmplă și ne facă o greșită, o ceva, eu spun așa, așa m-a învățat un părinte bătrân, să spun, diavolul a pus-o la cale, diavolul a înșalat-o, diavolul. Iar când greșesc eu, nu mai spun că cu diavolul, eu, nu mai dau zina pe el, că eu trebuie să capăt smerenie, nu diavolul, așa. Și totodată când vine cazul să vorbesc cu o așa fel de persoană, eu atunci trebuie să zic mereu rugăciuni, pe scurt, să fii mintea tot atentă și să socot așa în minte că așa persoană nu e singură. Mai sunt câteva persoane care pot și mai mult, mai puțin, nu mă interesează. Am văzut cazuri acum de hram la Iași în care 4-5 persoane țineau câte o tânără din asta îndrăcită, da, așa, care vorbea diavolul prin ea. Da. Și îți spune pe nume și cum te cheamă și ce păcat ai făcut și când ai făcut și diavolul, că doar el cunoaște și toate, vorbește prin gura acelei persoane și ea nu-i conștientă. Și uite cum e. Și cât timp nu-i conștientă, și dacă am vorbit cu o persoană de așa fel, cu diavolul acela, în timpul acela se departe Duhul Sfânt. Și am nevoie de pocăință pentru că nu trebuie să vorbesc. Nu-i voie să vorbești cu diavolul, nu? Nu, nu-i voie. Dar prin somn, în năluciri, cum vorbeați cu ei? Da, cum e? Și acolo, adică, pe scurt, că nu stau cu mintea la ei. Dacă stau cu mintea la ei, și totodată aș fă înclăpa, ne-o spus. De mai multe ori îmi spune. De cumva se întâmplă, cumva, unii năluciri, să nu te gândești ce-a fost și cum a zis. Nu. Că este fără să vrei. I-a dus el. Și uite cum e. Cât timp am vorbit, am avut nevoie de pocăință. Pe scurt. Și totodată, odată m-a întrebat, a apărut ca Sfinți Arhanghel, așa a spus, trei duhuri, ca îngeri, luminați, au apărut și au zis că Sfinți Arhanghel, foarte bine. Dar zice, cum înțelegi cu tare capitol din Sfânta Scriptură? Cum îl înțelegi? Eu atunci am zis așa, am zis, întâi să zicem Doamne Iisuse. Și i-am pus pisă, că ziceți așa cu mine, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ei atunci și-a luat masca de pe față și s-a repezat asupra mea. Știi de ce? Nu că își luau ei anume masca de pe față, dar Duhul Sfânt îi descopere cine-s ei. Că uite cum e, Duhul Sfânt și la arătare și prin somn atât ajută pe om cât îți zice rugăciune cu multă smerenie și dacă cu cât vorbește omul, de atâta îți înșală, nu-i voie. Că eu știar de-am vorbit așa la unele întrebări, dar pe scurt și prima a început a face rugăciune, știi? Altfel nu se poate. Și totodată, când sunt îndrășiți de niște, așa, cât timp el vorbește, eu trebuie să zic rugăciuni, chiar și duhovnice. Când scot duhurile, cât timp el stă cu gura închisă, el are datorie să zică Doamne Iisusă, o rugăciune a Maica Domnului. Așa. Și că se poate prinde Duhul. Însă, și totodată, dacă duci viață de pocăință, n-au putere, că Duhul Sfânt te ajută. Dar cât timp mănânc bine, dorm bine, n-are, e pagubă mare. Uite asta.
Ce diferență este, Părinte Proclu, între curăția minții și a inimii? Curăția minții? Adică ce înseamnă curăția inimii și ce înseamnă curăția minții? Păi unul și același lucru sau sunt două lucruri diferite? Diferite, amândouă. Ce se curăță prima dată? Mintea sau inima? Întâi mintea. Așa părerea mea asta e, că nu sunt nici eu complex, dar părerea mea asta e, dar eu nu zic cu stăruință, dar atâta spun. Prima dată, cel mai ușor, se curăță mintea. Că dacă te pui pe rugăciuni, la știi, la psaltire, și la nevoință, la rugăciuni biserici, privighere, utrenie, cât e nevoință așa, și prin lacrimi, și prin citirea Sfinților Părinți, începe a să liniști, să curți ușor mintea. Dar inima foarte greu, cu ani. Și greu să curăță inima și greu să spurcă. Greu să spurcă. Vreau să pun aici o întrebare, fratele. Da. În legătură cu puterea semnului Sfintei Cruci. În legătură cu puterea semnului Sfintei Cruci, văd că aveți experiență în acest domeniu, adică în legătură cu această putere. Aș vrea să vă întreb, în legătură cu niște probleme care sunt acum, apariția probleme mai lumești, nu chiar așa de vorbim, dar cred eu că au legătură. Apariția acum preconizată a noilor buletine, pe format de plastic și cu probleme, adică pe lângă problemele că prin acele buletine vei fi putea fi urmărit oricând și oricum, așa lumește, în spatele lor s-ar părea că este o acțiune ocultă, adică niște cercuri care se închină diavolilor să roagă și fac cumva că atunci când ai luat acest buletin să te și influențeze, adică să vină o grămadă de dragi asupra ta și să-ți facă fel de fel de gânduri și să-ți schimbe mintea, poate. Au fost avertizați oamenii pentru aceste lucruri de unii călugări sfinți, am înțeles, am muntele sfânt. Și alți călugări simt lucrul ăsta, că e ceva foarte neregulă cu buletinile astea noi. Însă părintele, unii părinți ne învață să nu ne speriem, să nu ne temem, că dacă noi avem trăire bună în Hristos, se dizolvă acțiunea asta ocultă. Sau alții părinți, și aici e vorba de părintele Cleopa de la Sestria, ne spune că dacă o semnăm pe buletinul ăla și o să punem semnul cruci și o să punem acolo că nu ne lepădăm de Hristos, el nu o să aibă nicio putere asupra noastră. Credeți că dacă punem semnul Sfintei Cruci și semnăm și spunem că nu ne lepădăm de Hristos, o să fim scutiți de acțiunea lor rea? Dacă noi spunem că noi nu ne lepădăm de Sfânta Cruci, de Hristos, de credința noastră nu ne lepădăm, dar ei, cum îi te pune ei să spui că te lepe sau nu? Nu te pune, dar ne-a învățat ca să zicem așa, Părintele Cleopa. Spunem în gândul nostru. În mod ascuns. Da, să scriem așa acolo. Să scriem așa pe ăla cu litere. Da, așa, așa. Că semnăm. Da. Uite cum e. Să știți asta. Că putere diavolească este așa. Este îngrădită de puterea lui Dumnezeu și diavolul atâta face cât e îngăduit la Dumnezeu și bine. Mă băgă coada pe gât. Nu mă consum. Nu. Pe gândire și prin minte, nu poate pune stăpânire nimeni. Sunteți la faza finală, o să vă consumați, când o să vină să-l pune pe frunte, să te închini, să zic că nu-ți mai dă pâine dacă nu te închini la Anticrist. Atunci vă puneți problema.
Da. Toate acestea sunt faze intermediare. Sunt da, rădăcini. Ca și cum urci pe o scară. Da. Treapta întâia, treapta a doua, treapta întâia. Și atunci, carnetul de șofer e o treaptă, buletinul e o altă treaptă. Dar el nu spune să lepezi de Hristos. Da. Dar la sfârșit, când îți dă toate aceste trepte, sistemul, când ajunge vârful scării, el a răspuns, spun așa. Îți pui pe mână semnul ăsta care e codificarea cu link, că te duci pe urmă și faci cumpărări, să desfințează banii. Da. Și te duci și te pui pe mână, ce când l-ai pus pe mână, te și închin la anticrist, că e sistemul lui. Adică e ultima treaptă. Ei, acum nimeni nu-și face probleme la treptele intermediare. Bun, acum ne facem probleme și la treptele astea intermediare, știi? Da. Pentru că cine acceptă toate aceste trepte, când va fi acolo sus la ultima, îi va fi foarte greu să nu accepte. Da. Adică, dacă tu știi că e aici prăpastia. Da. Ei, Sfinția voastră sunteți aici și ne ziceți, măi, uite ce-i, ne îndreptăm spre prăpastie. Sfinția voastră ziceți, uite ce-i, n-ar nimic, hai până aici, că doar nu caz. Da. Până la margine. Dar noi începem să ne temem de când plecăm spre prăpastie. Adică zice, măi, uite ce, eu mă duc. Dar eu știu că dacă mă tot duc, într-un timp am să ajung să cad. Sfinția voastră zice așa, ai liniștit că mai este încă până la prăpastie, mai este. De. Și noi mergem, dar mergem tot cu frică, că știm că într-o bună zi vom ajunge la prăpastie, știi? Uite cum e. Și dacă... acum, treptele astea intermediare, așa, Sfinția voastră și nu numai Sfinția voastră, pentru că unele persoane duhovnicești sunt foarte lipite cu inima, cu mine și cu mintea de rugăciune și de Hristos. Da. Și nu mai au timp să cugete la treptele astea intermediare, știți? Ești atâta, că dacă nu îi cere nimeni să desparte Hristos, nu îi desparte nimeni. Da. Dar în clipa când nu-ți mai dă pâine, nu-ți mai dă ou, nu-ți mai dă mâncare, nu-ți mai dă piață, nimica, atunci o să vezi că cu tot, atunci îți va cere să te închin lui, că nu-ți mai dă mâncare dacă nu te închin lui. Te scoate din casă. Ei, și atunci o să-și pună problema și cei care au rugăciunea inimii și rugăciunea lui Iisus, își pun problema lepădării Hristos, pentru că nu-ți mai dă alimente. Da. Adică te strânge economic cu șurubul încât tu vrei să iei pâine, nu mai ai făină. Te duci la piață și zice, domne, ai pâine, dar uite aici, dacă ai buletin din ăsta, îți dau făină. Nu ai, du-te, zi, Doamne Iisus, că stai în pădure, treaba mea tale. Te descurci, păzește-ți mintea, dar rămâi cu mintea păzită, dar nu-ți mai dau pâine. Da. Să vezi și mănânci. Da. Îți iei pământul, îți iei pământul, îți iei pâinea, îți iei... Îți iei drepturile. Toate drepturile. Da. Da. Și atunci se va pune problema așa mare, acum, încet, încet să merge în lume, să urcă spre aceste trepte. În fiecare an să face câte un pas înainte spre acest sistem. Mai. De lucru a diavolului. Și buletinele care apar și toate, și ele merge încet, dar sigur. Da. Și această îndrăcire a lumii și acest sistem anticristic. De. Acum e foarte greu că Sfinția voastră fiind aici, nu știți ce se întâmplă în lume. Da. Pentru că dacă aici nu citiți ziar, nu vă uitați la televizor, la radio, nu știți. Dar în lume se pregătește, să știți, această venire a lui Anticrist și impunerea lui ca șef al întregii lumii. Da. Și cum se pregătește foarte aproape. Uite cum e. Așa este cu adevărat, pentru că nu vezi, oriunde te duci, ori și colța pământului, găsești 2-3, sunt dușmănii. Toată lumea, când va veni sfârșitul, cam aici un semn de sfârșitul lumii. Unii, când se ajung 2-3, trebuie să dau și la celălalt. Din cauza celălalt nu am înțeles. Dar nu crezi cumva, numai într-o casă, în toate căsile, nu numai prin căsă, și prin mănăstiri. Și prin mănăstiri. Este locul. Și am observat, duhurile care erau în iad, au ieșit pe fața pământului, pe pământ. Și fiecare în parte e șernut, e spichit, se vadă. Și faci, cum să-l poată trage? Și că spun așa, diavolul a făcut ședință în iad, spunea cineva, toți diavolii au făcut o ședință mare în privința omenirii, despre sfârșitul lumii. Și a spus așa, pe creștinii care cred în Dumnezeu și care au fost mângâieți de Duhul Sfânt,
și care au sporit într-o măsură, nu-i poate să zică că nu-i Dumnezeu, că îi prinde cum îți am trăit. Adică îi spun minciuni, că îți liber. Uite cum e. Pe creștini o să așa, unde bos. O să așa, zici că pentru creștini are multe grijile. Să aibă multe griji, multe ocupații, să nu aibă când să gândi la Dumnezeu și când avea să să hotărească pentru pocăință, să spui așa, nu azi, mâine, las, că la iarnă, cum face cu mine, că vara n-am când mă pocăi, azi mă pocăiesc la iarnă. Și poate până la iarnă îți putrind. Și tot păcălituri de astea, știi? Tot neamând. Le mulțumesc grijă. Și le mulțumesc, atât au spus că a să le mulțumesc grijile și nu mai aibă când gândi la Dumnezeu, nu ca să mai zică rugăciune. Nu să mai poată gândi la Dumnezeu. Și pe lângă griji, tulburări multe. Că tulburările slăbește pe minte. Și când te-au slăbit tulburările, așa, nu mai râvne în rugăciune, ai vrea să te pocăiești, dar nu mai poți, tulburări și griji multe și o rășeală mare și uite asta-i. Și numai care vor avea să vor îmbogăți în smerenie, vor câștiga mult. E chiatră, e ciment. Nu, dar bine că mă doare mie și o cușă. Da, e niște. Și uite asta-i, e nenorocire. Dar dacă va fi o parte de părinți și creștini, vreau să spun, mă refer că părință, duc o viață după Dumnezeu, fi mănăstiri, se roagă zi și noapte, așa, dar creștinii din lume, dacă se vor păzi a nu sândi slujile bisericii, se vor pocăi, atunci bunul Dumnezeu va înfrâna lucrarea diavolească, că mâna lui Dumnezeu este și sfârșitul lumii. Dacă va fi o parte de creștini care au sporit, Dumnezeu amână. Amână sfârșitul. Și va lăsa sfârșitul pentru acei care duc o viață rea, păcătoasă. Iar dacă faptele noastre, cele reale, întreg pe apă gânilor, Dumnezeu ne lasă în robie. Să vină păgânii peste noi. Da, da. Dacă păcatele noastre sunt mai mari ca lor. Și pe ei de asta nu-i distruge Dumnezeu. Ca să aibă cu cine pedepsă pe noi. Ai văzut? Așa ne bate Dumnezeu. Așa ne bate. Și totodată eu am o să vreau la mine, nu mai zic de altul. Când fac o greșeală, bunul Dumnezeu prima dată ne ia mințile. Și dau numai în grot, prin grotină. Și eu mă nef, băi, dar de ce sunt în grot? Băi, de mine, dar de ce? Și cum începa mă pocăi și în cauză să-mi fac coștiță față Dumnezeu? Cum? Orice fac, iasă bine. Și când văd că sunt unele nepotrăgite, știu că, în cauza mea. Uite asta. Dar, ca să spun așa, îi mari nenorosiri creștinii care judică pe duhovnici, pe preoți bisericilor, știi de ce-i nenorosiri? Că porunca lui Dumnezeu e legată de preot. Și preotul se roagă pentru noi. Și dacă noi îl judicăm, rugăciunea nu mai este primită la Dumnezeu pentru noi. Că i-am spus la mulți, dacă vrei să sporești, păzește-a nu judeca persoanele bisericii. Și-a nu te sminti de ei. Așa, că vezi bine, că vezi rău, așa, că Dumnezeu e judecătorul. Și-a lor și-a nostru. Așa, și dacă noi ne păzim a nu judeca pe preoți, că îi se roagă pentru noi. Și ei primite rugăciunea. Că îi se roagă îngerul bisericii, duși rugăciuni la fiecare. Dorințele, nacazului, la tronul lui Dumnezeu. Și dacă noi judecăm, noi ne-am departat de Dumnezeu. Dar pe ei, prin preoții bisericii, noi ne judecăm. Bineînțeles, este unele cazuri, dar pentru
pentru mireni, nu prinde, a judeca. Fai de mine, cel mai mare păcat. Fai de mine. Și de asta spun. Și despre sfârșitul lumii, prima dată am observat așa, așa îmi spunea un părinte bătrân. Deci nu te crămă lui de sfârșitul lumii, să mă păză de sfârșitul meu. Dar că spun așa, de sfârșitul meu, atâta. Și sfârșitul meu, cum mă prinde moartea, mărturisit. Mă prinde moartea, împaca cu toți și să nu fac rău nimărui. Și prima dată, tare greu a biruit dușmanii. Fai de mine, ani întregi au trebuit. N-aveam nică cu nimeni, dar mai păstram câte o rezervă. Și cineva, că cu tare îl iertam cu gura, dar cu inima nu. Îl iertam, dar îl țineți minte. Așa, îl țineam minte. Așa. Și năcăjându-mă să iert, m-am întâlnit cu alte persoane, m-am jăluit. Și și el are dușman, dar nu lasă inima. Mai mare comedie. Cum? Înseamnă dacă nu te lasă inima, înseamnă că nu ești stăpântul pe inima ta. Este altul dacă nu te lasă. Cine e acela? Poți să spui? Nu vreau să spui. Că nici el nu știe cine e acela. Dar auzi că nu lasă inima să ierte. Înseamnă că altul a pus stăpânire. Să știți asta, că Duhul Întunericului este, se aseamănă exact cu o apă tulburi. Și sufletul nostru este cu apă limpede. Și dacă iei apa așa tulburi, o amesteci cu apa așa din zvor, se face una. Și numai prin smerenie și Duhul Sfânt o curăță apa sufletului nostru, îl izgonește, că Duh este sufletul nostru, Duh este diavolul, Duh este Dumnezeu. Și, ca să spun așa, foarte mult ajută și câte o perioadă de liniște, chiar și în obște de părință. Nu vezi? Părință în obște fac rugăciune în obște, de obște, în biserică, cu toți. Și pe urmă duc la chilii fiecare și fac rugăciuni singuratice. Și care se roagă în timpul nopții, ca nu. Nopții, așa îi câștigă toată ca pusnice. Chiar dacă trăiesc în obște. Și chiar dacă trăiesc în obște. Da, dacă trăiesc în familie și au copii. N-are nimica, să fac sfinți și din oameni. Chiar dacă sunt cu familie și cu copii? Da, să fac sfinți. Poți să întreagă pe un călugăr? Da, se poate. Poate să întreacă. Unii le dă întreg pe ei, alții dă întreg călugări, uite cum e. Eu am observat așa. Sunt oameni sporiți și în lume. Dar uite cum e. Pe mănăstire, foarte mult sporesc în smerenie. Dar și în lume sporesc în smerenie. Uite când cum. Ai o muier din aia care te ocărește toată ziua, să vezi și ajungi la smerenie mai degrab ca mănăstire. Nu, dar Părinte Clopa spune așa, zic, pentru călugru păcătos, Dumnezeu îi rânduiește o femeie rea, ca să-l bată zi și noapte. Pentru cine? Pentru creștinul păcătos? Nu, pentru călugru păcătos. Așa. Care, un călugru de asânsoare, Dumnezeu îi rânduiește o femeie rea și o asprește să-l bată, să-l chinuiască și el are... M-a întâlnit odată cu cineva. Călugurile care sunt sănătate. Plângea noaptea, avea un copil, vai de mine, cine m-a pus și m-am căsătorit? Vai de mine și de mine, știi, cum să pocăie? Plângea. Și, ca spun așa, unii care au smerenie mai ajung cumva să mai duc în mănăstire, dar majoritatea mor de oameni, moarte rea. Că așa spune. Mor în lume. Așa spune. Și că cei răi, rău va muri. Cei răi. Așa spune. Și mai vezi, nu mă înșel.
altul a murit, l-a dat niște oameni cu capul într-un butoi, altul l-a dat în apă. Din care a fost călugăr, nu? Da, da, a murit rău. Altul l-a necat, altul... Fel și fel de morți de aia. S-au mântuit sau prin moartea asta rezolvă? Avem numai judecată, Dumnezeu. Numai dacă se întorc la mănăstire să... Nu, no, dacă și-au murit, nu se mai întoarce. Nu, zic că da, șansa mântuirii ar da. Fi... Dacă se întorc înapoi la pocăință, și la mănăstire, mai... câștigă mântuirea. Dar cine, cât a dorit și-a murit, și unul s-a dus la lucru, și niște șobani, era biet, l-a bătut, păi și-a omorât. Și-a adus mort acasă. S-a cunoscut pe părintele Ilarion Antohi. Și el a suferit mult ispite. Dar ați cunoscut? Da, l-am cunoscut. O slujit și aici în sat. A putut să se întoarcă în mănăstire săracul, mai trei ani. Atât au și trăit cât a dorit el. Da. Când a ajuns la poarta mănăstirii... Da, suferim. Au suferit. S-a coanonisit grozav. Eram lângă el când a murit, cu câteva clipe. Chiar simțea voastră, era tot. Eram în sestrea. Și m-am dus anume, pentru că mi-am adus aminte de ce spunea părinte Cleopa, când ai să vezi un bătrân că moare, sau un călugăr, du-te, zice, la patul lui. Da. Că mult îi folosește. Și seri cuvânt de folos. Da. Și zice, și ți-a spune să știi că Duhul Sfânt astăzi vorbească de el. Și m-am dus și eu de a-mi ceru cuvânt de folos. L-am văzut că era pe moarte. După vreo 26 ori și murit. Și apoi i-a dat un cuvânt de folos, dar îl țin minte. Și acum, hai de mine și mă doar. Hai de mine și de mine. Și el mi-a povestit că când a venit în mănăstire... A dus o viață astăzi. Foarte astăzi. Făcea două schimburi la psaltire în 24 de ore. Da. Merge pe dealul și aduna bureți pentru obște. Stătea ultimul la masă. Deși a fost preot, nu mai binecuvânta masa niciodată de când s-a întors înapoi în mănăstire. Și când au venit la mănăstire, trei ani mai târziu, dar s-a rugat lui Dumnezeu, când s-a dat jos pe autobuz în poarta Siestriei, a făcut o cruce mare și a zis, Maica Domnului, ajută măcar trei ani de zile să trăiesc înapoi în Siestria și cred că în trei ani de zile am spus să fac pocăință, să mă ierte Dumnezeu pentru tot ce am făcut. Și exact trei ani de zile au trăit. Da. Și după trei ani de zile au murit. Dar au și făcut pocăință, au spus și părinte Cleopa. Pocăința asta. Că au spus că și dacă nici ăsta nu s-a mântuit, chiar cum că a greșit, dar ce Dumnezeu l-a primit. Da, da, da. A fost făcut pocăința. În spital, pe la Piatra Neamț. Și a venit, l-a adus înapoi, era operat. Dar parcă-l văd acum, niciodată n-a cârtit. Nu. Niciodată nu s-a văitat. Nu l-am, deși avea o suferință extraordinară. Mai sau să spună că-l doare ceva, dar nu m-a oftat. Da. Oftat tot timpul. Răbda. Și vine băiatul lui, stătea lângă el. Da. El avea un băiat da. Mare, vreo 20 ceva de ani. O să fac, cred că l-o da la seminar, cred că e preot, dar... Nu știu, da. Și pe urmă, când a murit el, s-a dus toți la el la chilie, ca să împartă averea, să-și împartă, să-și iei fiecare din ce mai rămas din lucrurile lui. Da. Și-au luat fiecare, bă o carte, eu am ajuns ultimul. Da. Și când am, eu și să mai iau, când am mai găsit nimic, o dat la Gostroveni, părinte Clemen, zice, măi, care și când să-ți luați de acolo, trebuie să facem curat de la închilie. Da. Și câțiva s-au dus mai repede, cu câteva nopți, nici nu murise el. Da. Și l-au luat cărțile și le mai bune de pe rap, toate. El era teolog foarte bun și era foarte deștept. Da. Eu când m-am dus, n-am mai găsit nimic, am găsit acolo într-o ladă niște caiete. Da. Dar ce-au fost pe caietele astea? Nu le-au luat nimeni, dar au fost toată sinteza cărților, toată spuma din tot ce-a citit el. El a scris în caiete fel de fel de articole pe teme, despre smerenie, despre spovedanie, despre răbdare, despre toate lucrurile. Și-au rămas acolo un timp de vreo 20 de caiete din alea pline. Au rămas în chilie și eu zic numai caietele astea, rămas așa să văd ce spre ele. Și când m-am uitat, a răsfăit ba unul, ba altul, am văzut că toate cărțile ce le citise el din bibliotecă, au luat cel mai important și el a scris în caiete când are timp liber. Da. Și am găsit la un moment dat și un caiet cu spovedania, să vedeți cum se spovedea el. Extraordinar. Da, mi-a spus un părinte, că acolo unde stătea el, s-a dus un părinte din Sestrie. Da. Așa. Și-o găsit. În caietul lui, fiecare zi, joi, vineri, sâmbătă, exact tot așa. Exact așa, dam caietul acasă. Și știți cum scria? Putare... Minutul și exact minutul și secunda când o greșit. Scria așa, vineri,
25 octombrie 1990, așa, împărțită ziua de la ora de 0 până la ora de 24, din nou. Ce ziceam, m-am sculat la ora 5:24 de minute dimineața. Pravilă, rugăciune de dimineață, nu. Acatist, citit o jumătate de acatist. La ora 8:20 dimineața am judecat pe cineva. La ora 9:24 de minute m-am lăcomit și am mâncat de dimineață fără să iau nafură de el acolo. Și era căsătorit în timpul ăsta, avea femeie lângă el. Nu, da, știa de era căsătorit. Și avea viață de pocăință. Duce, da. Da, da, da. Și, pe urmă, exact, când vinea la spovedanie, la părintele Vasanuche, stătea cam 4 ore la spovedanie. Da. Și citea tot caietul, dar știți cum e caietul, aliniat pe zile, ziua pe luni. 1, 2, 3, 4, 5. Și în fiecare zi, cumva sus pe oră, exact de minutul și secunda. Exact, am judecat, zice, m-am biruit de lăcomia pâtii și am dormit 8 ore, zice. Da. Sau am dormit 10 ore. Da. Și pe urmă, canonul care l-a făcut în limba, vă spun, o spovedanie extraordinară și conștiință, e, dar foarte deștept. Da. Și poate vrut Dumnezeu pentru mintea lui, că avea o minte foarte deșteaptă și înaltă, plus merită-o lea, că săracul și, sunt săracul, că sunt copii. Da, cum, acolo găsesc părinții și ăla, că nu știu cât e vierge, o dat băiatul lui, adică o băiat, știu, spune, am găsit pentru și și pentru și l-a bătut. L-a bătut pe băiat și l-am bătut pe băiat pentru cu tare lucru și l-am mâhnit. Și am dat atâtea vierge. Da, dar vă spun, extraordinar ce spovedanie făcea. Și totodată, în timpul și ala când ne-a scos cu decretul, cineva era gata să moară și m-a chemat. Mereu tot urmăs pe cineva răspuns și să mă duc. Și-o-ți așa, te rog, până și mor, iasă sufletul din trup, să-mi faci canonul eu. Și după aceea zidea că o Iisus sufletul, nu mai faci. Două-ți așa, m-am o rugăminte, dacă vrei, că și eu să mă rog la Dumnezeu, dacă vei capata mântuire. Să te rogi la bună Dumnezeu să mai mălesă măcar 40 zile. Ca să știu eu cum să mă pocăiesc. Dar eu cum îs prost, simplu, însă așa, că eram cam prea nesâmțit, împietrit așa, bobiatic așa. Însă așa, am spus, păi și n-ai știut că mori? Da, am știut cu adevărat, dar m-a săjetat, săjeata morții și amul m-am trezit și amul văd cu adevărat toate lipsurile. Eu dacă simțeam trezirea asta, mă pocăiam de mult. Și ai văzut? Sunt unele clipe care îi primește cineva înainte de a muri, așa, și atunci el vede toate lipsurile, felul cum ar trebui și nu-i ne place viața cum o trăit. Și îl caută atunci măcar 30-40 zile să pocăiască și nu să plece. Și, ca să spun așa, e mare, mare groază este, să știți asta, eu le-am spus la maicile astea, Georgeta și Zinovia, le-am spus, să știți asta. Prin șea să trecem, nu pot să spui la nimeni. Și eu vă spun așa, cel ce s-o trezit cu sufletul n-are altceva, adică să plângă. Adică noi ne mângâiem, ne luăm cu grijile astea pământesc și ne mângâiem, că așa face diavolul. Ne amână, zice, las ca să ne pocăim mâine, la iarnă, ca să ningă și să avem timp liber. Așa. N-o să mai vină mulți musafiri. Vreau să-i? N-o să mai vină mulți oameni. Da. Să fie puțin și o să avem timp să ne pocăim. Da. Și uite cum, să știți asta, că cei mai mari ninoroșire, nesâmțirea, împietrirea, lașitatea asta, împietrirea. Văd că moare frate meu, îl duc la groapă, îl învălesc cu țărnă și eu tot nu mă trezesc. Să știți asta. Iar când cineva duce o viață de pocăință, așa, o mai simte săgeata asta. Și
și bineînțeles cum rânduiește Bunul Dumnezeu. Și atunci când s-a atins Duhul Sfânt de inima lui, atunci se neacă în plâns și începe a plânge, atunci vie din toată viața lui rea. Și numai atât, dar vie din mila lui. Dar din ce cauză nu poate sufletul să stea tot timpul în starea asta? Uite cum e, că încă suntem legați de pământești. Avem trup și suntem legați de pământești și totodată nu avem slabă smerenie. E slabă smerenie, că smerenia trebuie crescută. Cu timpul, nu așa dintr-o dată. Nu dintr-o dată. Când mă bagi cu cineva să-l iert, eu odată să des. M-am dus, unii li dăți, băi, da, poate am vorbit prea mult. Nu, Părinte, diavolul cunoaște gândurile oamenilor. Uite cum e. Cunoaște, spune undeva că nu cunoaște, dar eu zic așa, ba, cunoaște. Știi de ce cunoaște? Că el mi-a dat un gând și mă vede că pornesc în direcție și aia. Și zice, a... Ne dă gândurile, dar le cunoaște pe cele care le avem? Nu. Uite cum e. El le găsește. Dacă un om... Le bănuiește și din modul nostru. Auzi, ceva. Dacă un om înțelept, era pânte Arsenie, aici, Papașoc. El spunea așa la frate, fratelor, care aveți ceva să-mi spuneți, nu am nevoie să-mi spui mutăt. Numai atâta să faci. A, și restul spun eu. Apoi dacă un om pământean a ajuns că spune restul, apoi cu cât mai mult diavolul. Că cel mai strașnic teolog e diavolul. Așa. Cum poate el atunci tot război? De exemplu, da, semne exterioare. Numai în minte. Da. Îți vin gânduri de la diavol. Tu te lupți cu el. El cum știe cum te lupți cu el? Uite cum. El știe că... Vreau să spun așa. Ne-a gândit somn. Ne-a dat așa și... un gând îmi spune să mă colc, un gând nu. Eu îi spun, nu, trebuie să fac canonul care l-am dat duhovnic. Și tu mă culc. Dar altul îți spune, uite cum e, culcă-te o leacă și după aceea ți scoli, faci mai mult de o grămadă. Faci mai mult cât, așa. Recuperezi. Așa. Și, ca să spun, tot păcălituri. Și el când vede că mă duc la culcare, și zice, o ascultat. Hai să ascultă tu, ascultă. Bine, dar spre exemplu te ia așa cu, îți dă un gând de mândrie. Da. Îți dă un gând de mândrie și tu îl respingi. Da. Tu respingi. Imediat ce l-ai respins, da, îți dă un gând tamam pe dos, ca să te smerești prea tare. Da. Așa, tu iar te lupți să respingi. De unde știi el că l-ai respins? El cred că intră între gânduri, nu? Auzi. Intră în mintea noastră. El poartă o conversație lungă cu tine. Auzi, în mintea ta. El nu-i de o 100 de ani, ori de 50 de ani. De la Adam și Eva, de atunci încoace, numai cu omul are. El e cel mai specialist teolog. Cel mai... Vreau să spun, Adrian, cum reușește el să intre în mintea noastră, da, diavolul, și să vorbească cu noi prin gânduri. Că noi când vorbim cu un gând, vorbim sau când stăm, practic vorbim cu diavolul. S-a amestecat Duhul diavolului cu Duhul nostru. S-a făcut din doi unu. Deci el practic... Și atunci, după aceea, s-a făcut din doi unu, eu atunci cunosc că mai este încă unul, nu singur. Uite, eu fac rugăciune și îmi spune un gând, uite ceva, culcă-te că ești obosit și după aceea mai dă-ne o leacă și te scoli și pe urmă faci rânduiala care o ai. Dar și el îți spune, așa, faci rânduiala care o faci și ați faci mai mult cât trebuie, așa, nu culcă-te. Și eu zic, ba, nu, eu trebuie să fac canonul la duhovnic. Și mai mă la mâna mărțuță, o să fie de vorbă, nu, fai de mine, vine moarte într-o bună zi, mă duc în fundul iadului.
Și ce să vezi? După asta, dacă eu mă contrazic, ia chip. Știi? Ia chip. Și dacă o lua chip, nu ia chip de un liber, nu ia chip de diavol, ia chip de om. Știi? În vis sau aievi, așa? Nu. Adică nu dormi, că stai, dar nu vezi, nu vezi cu ochii, cu mintea. Se face chip în fața minții. Da. Așa. Și în timpul însă, dacă eu nu încep a zice rugăciuni cu lacrimi, din suspinul inimii, și dacă nu mă rog cu zdrobire de inimă, sunt înșalat. Și trebuie să spui la duhovnic, și când am o venit ca tip de gând, și tip de ca tip. Și când vine ca tip, sufletul așa poate birui, fără să gândească la acel tip. Să-și iei răb de mintea, răb de la rugăciune, să zică rugăciune pe scurt cât de des, ca să nu aibă el când să cuibări. Și pe urmă și să vezi, dacă știi ceva, că sunt dator lui,